Ești bucuros că ai revenit la o echipă de Liga 1? Bineînțeles, sunt bucuros că am revenit la o echipă de Liga 1, că am revenit la o echipă care se bate pentru cupele europene. Cum te-au primit jucătorii? Majoritatea te cunoșteai? Da, mă cunoșteam cu majoritatea, m-au primit foarte bine. E un mediu foarte bun, un mediu bun pentru a face performanță. Conta mult și echipa Pârvulescu-Pustai ca să ajungi la Pandurii? Bineînțeles, cu domnul Pustai am o relație foarte bună și m-a contat foarte mult și că e domnul Pârvulescu și domnul Pustai aici. Campionatul din Antalya te-a ajutat să îți revii la forma de fotbalist? Eu sper că pauze, să vedem la meciurile oficiale, dar eu zic că sunt într-o formă bună și sper că de la meci la meci să joc cât mai bine și să înscriu cât mai multe goluri. Ți era dor de fotbal? Ei, fotbal am jucat de mic. După ce ai făcut o pauză? Am avut o pauză de 6 luni, dar a fost acum 2 ani și acum sunt la formă. Sper să fiu la formă mai bună decât am fost. Ce îți dorești cu Pandurii în acest retur? Calificarea în Cupa Europeană. E un vis al tău sau e obiectivului? Nu e mai greu acum, Petrolul, Steaua s-au întâlnit foarte tare astea. S-au întâlnit, dar putem termina pe locul 4 și să ne calificăm într-o Cupa Europeană. Ați venit la Antalya, unde era o vreme prebaratică asemenea și aici. Da. Te bucur că se reia returul. Da, mă așteptam mult returul și speram și ne dorim foarte mult să primul meci la Galați să fie o victorie.